Sunt Alexandru Mielnic și vreau să astăzi discut despre antimafie, unioniști și Sergiu Mocanu. Singurul cuvântul ăsta antimafie sau partidul ăsta, prin asta e spus tot, că este un partid care se luptă cu hoții, cu corupții și așa mai departe. Și noi credem că aproape majoritatea cetățenilor din Republica Moldova ar susține acest partid, susține ideea asta de a se lupta cu hoții și într-o bună parte ei au făcut așa ceva, s-au luptat de la bun început. Dar după ce s-a evit partidele astea PAS și Partidul DA, toată activitatea domnului Mocanu s-a concentrat pe cei acum ca să-i ponegrească aceste două partide. Poate acolo e cel mai mult corupt. Deodată, după alegeri, domnul Mocanu sus și tare a spus că Maia Sandu sau blocul acum face coaliție cu socialiștii și gata, Plăcătniuc fuge din țară. Dar nu s-a întâmplat așa deodată. Nu, asta pe urmă, când ei de-am au fost două puteri deodată. Mult timp acolo nu era nimeni, era guvernarea veche acolo. După prima ședință a Parlamentului, nu s-a hotărât nimic la prima ședință aceea, dar domnul Mocanu a vociferat următoarele. Chipurile că un individ care îl simpatiza pe domnul Mocanu a fost nevoit cumva să voteze pentru Năstase, s-a indignat tare și a vorbit cu dânsul și i-a spus: cum așa, eu am votat cu dânsul, dar el, Năstase, fiind în Parlament alături cu Plăcătniuc, nu l-a trimis undeva pe Plăcătniuc, nu l-a apucat de să-l zgâlțe o leacă, ceva în felul ăsta. Cum de așa, eu am votat pentru dânsul și el așa s-a purtat în plenum, în Parlament, când au fost alături, într-o clădire. Și nu, și în cazul ăsta îl face cumva cu oțet, cum se mai zice acolo, cu ou și oțet pe Năstase, dar noi nu știm pe acel individ, nu știm numele, nu știm cine el este. Așa e internetul, cam anonim. Dar este în viziunea mea cu adevărat un prost. Este cu adevărat un prost, care că noi știm că în Parlament acolo se delegează deputații care au drept acolo să șadă, măcar și dușmani, nu știu cum unul cu altul, ei poate să șadă alături acolo și să hotărască întrebările astea. Acum este un proverb așa, eu s-o cot foarte înțelept, care spune: cu prostul mintea dacă îți pui, treci fără vorbă în locul lui. Și asta îi adresez lui domnul Mocanu și susținătorul lui, care au bătut din palme când au vorbit așa. Acum, mai departe, ce să faci mai departe? Da, în sfârșit s-a făcut așa coaliție, cu greu, cu chin, înțelegi, între blocul acum și socialiștii, la care iar domnul Mocanu spune că sunt proști, deși ei au cedat, înțelegi, funcția de speaker, au cedat SIS-ul ceva, au cedat. Mai înainte spunea, da, dar când mai înainte spunea, cum așa, ei vor tot, și au 26 de voturi, dar vor tot să aibă. Dar pe urmă întoarce, de ce i-au cedat? Dar cum să nu cedeze? L-am întrebat noi pe dânsul Mocanule, dacă tu ai fost cu 20 de voturi acolo, ai putea face ceva, ai hotărât fără ca să cedezi sau să faci lucrul. Adică tot ce a făcut el, un singur lucru, într-o direcție, cum să-i ponegrească pe aceste persoane și aceste partide. Dar trebuie să luăm în seamă că aceste partide nu mai este numai Maia Sandu și Năstase. Acolo sunt oameni,
sunt oameni deștepți, oameni culți, oameni devotați și partidului. Sunt și interese, da, unde și, un da, om da, este un interes. Da. Adică nu se poate așa ceva de făcut. Deci, Nata, zici că Mocanu-s contrazice, no, când da, fără dor și poate, și permanent. Dacă v-ați uitat toate discursurile lui, cam așa este. Când una, când alta. Dacă a făcut așa, nu e așa, dacă a avut altfel, nu e așa. În felul ăsta, el, practic, i-a susținut pe Hoț, pe Plăhătniuc și pe Șor. Spune doar că Maia Sandu nu face nimic decât e face tot numai să-l scape de la pușcărie pe Filat. Când am văzut că Filat a ieșit, dar Maia Sandu a spus că banditul trebuie să întoarcă banii, a început să spui altfel, dar iar s-o spune grească pe Maia Sandu. Iar s-o spune grească pe Maia Sandu. Niciodată adevărul nu a spus adevărul. Nașit unicul moment în perioada aceea când domnul Mocanu a fost cinstit cu sine, când l-a întrebat pe dânsul într-o emisiune, totuși la televiziune, dar pe cine ai susține, pe cine dorești tu să fii la putere? El s-a făstăcit și n-a știut ce spune, înțelegi? Și a spus că eu sunt opoziție și am dreptul, adică să critic. Opoziția este opoziție. Opoziție când este și un bandit în opoziție, un partid banditesc în opoziție și critică. Dar tu, domnule Mocanu, sau partidul antimafie, ar fi un partid patriotic pentru țară și trebuie altfel să se comporte, înțelegi? Moțiunea de cenzură. În momentul ăsta, mai târziu, când iar Năstasia a vrut să ia guvernul și să iei asupra sa răspunderea asta, sigur că ăsta a fost un lucru foarte mare pentru dânsul, așa să hotărască așa ceva. Desigur că el nu știa ar se dobândească sau n-ar se dobândească, dar a fost o încercare și încercarea aceea ne-a făcut pe noi să înțelegem că cei care îl susțineau mai înainte, Aldicandu și Șor, practic ei nu au mai vrut moțiunea de cenzură să treacă. Că ei cu Dodonul mai o duc cum o duc, dar cu guvernul care l-a face iar Maia Sandu și asta ar să fie mult mai greu. Am văzut cum s-au îmbolnăjit deodată doi deputați de la Șor și una mai scurt. Asta e realitatea. Și nu avem ce învinui pe dânsii, pe Maia Sandu și pe asta. A fost o încercare. Că în viața asta încercări, noi încercăm în toată ziua ceva, când ne reușește, când nu ne reușește. Da. Da. El spune că toate partidele, toate în emisiunea aceea, toți absolut sunt răi. Dar cine ar să fie? El, domnul Mocanu, nu a îndrăznit să spui că doar el. Doar el. Sau Daniela Bodrog. Da, doar el asta poate să facă dreptate în țara asta. Îmi aduc aminte că eu nu prea ascult vocea Basarabiei. Într-un moment am nimerit taman atunci când un individ iar la vocea Basarabiei spunea, nu știu numele cum, dar Smolniț și îl știe, cred eu, dacă ne-am adresat lui Smolniții, care spune că nu-i acolo, nu-i unire, nu-i nică, numai eu. Eu sunt Decebal și eu își întorc sudul Moldovei, eu întorc aceea. Apoi îmi pare că și domnul Mocanu aș fi vrut să spui așa, mai că totuși nu i-a ajuns obrazul un pic să facă lucru, că numai el. Atingi Vasile Sinegura, acela care declară regele dacilor, care cu Buzdugan. Fără oameni, domnilor susținători alu Mocanu, că și eu am fost susținător, la urmă am să spun cum eu am susținut, fără ca să avem susținere a multor oameni, nu facem nimic. Da, el într-un timp a spus că noi știm că el a fost finanțat de Țopa, de la bun început. Pe urmă s-a sfădit cu Țopa sau ceva, a declarat că nu-l mai susține și așa mai departe. Pe urmă pe Năstase tot îl critică că el e cu Țopa. Dar de unde știi, poate și Năstase s-o dezis deja de Țopa. Deci, ori noi vedem mai departe cum. Noi asta numai cât găcim așa, că așa poate. Noi nu cunoaștem lucrurile astea
Și vedem că Năstase cum el este, dar totuși este duce o politică, cum le-ai da, mai echilibrată și mai cu adevărată. Da. Da, și într-un timp domnul Mocanu spunea că ia ca patroni are care contribuie ca partidul ăsta să fie curentul ăsta, cum spune el. Până și într-un moment dat spunea că iată este un patron care cel mai mult donează, dar nu știe cine. Dacă nu știe cine, el era de la Șor sau de la Plăhătniuc, fiindcă aceia au furat bani și aveau bani de dat, așa, unde n-ar ști. Și le convinea atunci, le convinea cum îl criticați pe aceștia care e dreapta, înțelegi cum îi beșteliți. Și câteodată chiar și poate se conduceau al de Plăhătniuc, Partidul Democrat, că practic le spunea ideea pe ea că acum ar să procedeze ei. Așa că, mai scurt, asta este realitatea. Mult încă eu aș spune, dar vorbim despre unionism. Da, un lucru bun, a spus domnul Mocanu, că da, să găsim o persoană, una singură care se candideze. Dar eu mă întreb, dar și domnul Mocanu, numai tu așa ai spus? Mai sunt mulți care doresc așa și spun așa. Eu personal, la protestele astea veteranilor, am vorbit care vrea poate să uite și să vadă acolo. Că am spus că voi, aceștia unioniști, nu trebuie așa chiar tare să... Voi trebuie, sunteți, erau 7 atunci, nu știu câți acum, să vă strângeți și cum papa la Roma, înțelegi, a intrat într-o cameră până când nu iese de acolo, până nu este unul. Nu poate să fie unionismul ăsta așa răștirat. Așa, trebuie, este dat de la Dumnezeu sau nu știu cum, ca să fie unul singur. Și dacă Șalaru spune că ăsta e hoț Șalaru, dacă toți acei 7 au hotărât că Șalaru să fie, apoi toți să lucrăm, să ne supunem cumva sau cum Șalaru, dar pe intern acolo dezbateți, vă bateți sau ceva și ajungeți la adevăr. Dar noi vrem să vedem o persoană pe care s-o stimăm. Noi acum nu avem în țara asta persoane care stimăm. Desigur că până când acum pe partidele astea două noi le stimăm până când. Nu știm cum, dacă s-au purtat și ei cum s-au purtat Filat, înțelegi, sau Roșca sau ceva. Dar asta timpul ne arată. Dar la moment mai bun decât aceste două partide, noi nu avem. Și atunci eu am vorbit și acolo și am spus că dacă ei nu vor să facă așa, noi, alegătorii, erau și lume multă, alegătorii, cei care susținem pe Chirtoacă, îi spunem lui Chirtoacă, păi cu tine nu votez, lui Munteanu îi spunem, cu tine nu votăm, până când nu o să fie unul, fiindcă noi ne pierdem voturile și asta rămâne. Chiar toți se unească, toți unioniștii ăștia, nu știu cum la prezidențiale, la parlamentare, nu știu zău dacă trec pragul. Deci aia trebuie de lucrat, cu oamenii trebuie de lucrat, înainte de alegeri, și nu acum cu 2 zile înainte de prezidențiale și ceva acolo să faceți, ceva să dregeți. Nu faceți voi nimic și eu mă adresez la cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că acum nu este rostul să votăm unioniști, este mai ales pe fiecare parte acolo. Da, dar el tot spune că răul mare și răul mic. Da, ar fi bine ca să ne luptăm toți cu răul mare, cumva așa e. Dacă nu, în lume nu e așa ceva, în lume tot locul este răul mare și este răul mic. Este lupta asta între bine și rău. De când e pământul ăsta, de când lupta asta a fost, este și va fi. Și de aceea noi trebuie să susținem răul cel mic, care spune el. Că totuși, cum l-ai da, e mai bine cu un rău mic decât cu un rău mare. Acum vă întreb pe voi, unioniștii, dacă trece Dodon sau iar socialiștii acolo, cu cine ar fi mai ușor de luptat? Cu Dodon, cu Bătrâncea, cu asta, Bolea, cu ortașii lui Dodon sau cu Popușoi
sau cu Grosu sau cu Maia Sandu, cu cine ar fi mai ușor să vă luptați ca să promovați unionismul. Dar gândiți-vă, vă rog, la chestia asta și răspundeți. Răspundeți, și, cum a spus Eminescu, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Înseamnă că fiecare din noi trebuie să socotim ce e rău și ce e bine și cum ne-ai da să promovăm binele, oameni buni, binele să-l promovăm. Boicotul, iar acum nu votați, am boicotat orașul, înțelegi? Că eu știu persoane care, unioniști, care eu mă întâlneam și ai fost la vot. Dar deci că n-am pe cine alege. Dacă n-ai pe cine alege, totdeauna l-ai ales pe Ceban. Și acum tot așa, dacă n-ai venit, n-ai pe cine alege, apoi vrei, nu vrei, ai să-l alegi pe Dodon, nu înțelegi, pe socialiști. Cam atâta, este mult de spus, da. Am vrut să spun la urmă că da, domnul Mocanu, eu de pildă, l-am stimat foarte mult de la bun început, îl stimez și acum și am să-l stimez toată viața pentru două lucruri. Pentru faptul că binevol a fost la război, ceea ce eu n-am făcut, n-am fost și nu pot altfel să nu-l stimez și pentru pădurea domnească. Dar ar fi bine ca pădurea domnească acum să o scoate la iveală, poate mă ajunge la un adevăr măcar mic acolo că este, dar el s-a dus în istorie pădurea domnească și pe dânsul nimeni nu l-a condamnat sau cum acolo, că el a spus că lucrul ăsta l-a făcut Zupco, că am pușcat așa, adică este și așa și așa și nimeni nu știe ce este. Este mizerie care eu mai vorbit, mizerie în țară. Mulțumesc!